la ora asta? Ei, Ilinca! Alo, Ilinca? Sebi! Abia acum am prins un moment să te sun și eu. De-abia ne-am dat o zi liberă. Nu o să crezi unde ne-am dus astăzi. Unde? La palatul unde stă regina. Tare! Are jucării multe la palat? N-am apucat să le văd, Sebi. Ilinca, nu ai uitat de mașina mea, nu? Nu, deloc chiar. Dacă o să te întorci, o să vezi că bunia are surpriză pentru tine. Wow! Lala! Ilinca, te iubesc mult de tot. Să știi că încă îți mai țin pumnii ca să câștigi premiul întâi. Abia aștept să te întorci acasă. Te iubesc mult, Sebi. Hai, somn ușor. Doamne bună! Sebi a dormit în sfârșit. S-a bucurat tare mult să o audă pe Ilinca. Nu știu cum am scos-o noi la capăt până acum. Poate că ar trebui să-i spunem totuși adevărul lui Sebi, nu? Eu zic să nu-i spunem. Că-l văd așa liniștit. Și, pe urmă, am avea timp să ne ocupăm și noi de ale noastre, că multe mai avem. Chiar că sunt destule. Ce e? Cred că o să fiu nevoit să mă întorc la munca full-time. Avem nevoie de bani și, în plus, șeful meu, oricât de înțelegător a fost până acum, cred că am început să-și piardă răbdarea. Cred că vrea să mă înlocuiască. Vai de mine! Dar nu știe prin ce treci. Păi știe, dar... asta e, pentru el viața merge înainte. Are nevoie de oameni pe care să se bazeze la muncă. De-aia zic că nu cred că am de ales. Avem nevoie de bani și Ilinca o să mai stea în spital și ședințele astea de chimioterapie și spitalul costă. Mie îmi spui. Am făcut și o cerere de împrumut la bancă. La bancă? De unde altundeva să fac rost de bani? Ilinca trebuie să se facă bine. Ilinca trebuie să se întoarcă acasă sănătoasă, așa cum i-am promis. M-au mințit. Ilinca nu e la ul, nu e în Anglia. Să mă învingi. Sunt mai puternică decât tine. Sunt mai tare decât tine. Pleacă odată din corpul meu. Pleacă odată. You like my hair, she thinks. Just put it, I see it, I like it, I want it, I got it. Jucării la ofertă. Aș vrea să cupărați o mașină țărcă pentru băiețe. Da, da. Mare îți place. Eu vreau pe asta. Bine, alege-o pe aia dacă îți place. Pe aia, eu ăsta. Uite bănuții, dă-i la băiat. Hai, mulțumim frumos. Jucării, jucării la ofertă. Da, avem jucării la ofertă. Ce faci aici? Nu vezi, vând jucării. Dacă nu cumperi nimic, fă pași până nu sperii clienții. Sunt ale tale? Jucării, jucării la ofertă. De ce-ți vin jucăriile? Pentru că avem nevoie de bani acasă. De ce crezi? Cumperi ceva sau dar te uiți? Cât vrei pe asta? Cât dai? Să n-o vizi la nimeni, da? Și să ai grijă de ea. E mașina mea preferată. Jucării, jucării la ofertă.
vreau. Nu, chiar nu-i momentul acum. Ce faci aici? Pleacă! Pleacă! Ieși de aici! Ți-am promis că nu o să plâng din cauza ta. Ilinca, știu că mă auzi. Știu că ți-e greu. Dar eu cred că poți învinge cancerul. Ești mai puternică decât el. Copile, ne-ai dat palpitații la inimă. Am avut treabă. Ce treabă, a? Ne-a stat inima în loc mie și lui taică-tu. Nu știi că nu e bine să umbli de unul singur prin oraș? E. Ce faci, tati? Bine, tu ce faci? Unde ai umblat? Ce-i cu ăștia? Sunt pentru Ilinca. Știu că nu e în Anglia. Știu că are nevoie de bani ca să se facă bine. Păi de unde e? Mi-am vândut colecția de mașini, s-au vândut foarte bine. Bine, mi-au rămas câteva, că nu m-am înțeles la preț. Oh, iubitul-o bunica, iubitul-o bunica, cum de te-ai gândit să faci așa? Vreau ca Ilinca să se întoarcă acasă sănătoasă, bunii. Da, puiule. Tati, vreau să o văd pe Ilinca, vreau să o văd. Bine, mergem, hai, du-te și te schimbă. Haideți! Hai, toți, la masă! Ei, ce faci? N-am terminat! Știu că vorbești! O să ne bunezi dacă continui așa. Să înțeleg că nu prea îți place spectacolul meu. Dacă avea șase ani, poate îmi plăcea. Să înțeleg că te pasionează mai mult cartea pentru instrucțiuni. Păi, dacă n-am altceva ce să citesc. Hei, ce crezi că faci? Wow, chiar e frumos aici. Și foarte frig. Stai. Aici aduci toate fetele de caz? De fapt, este prima oară când vin aici. Stai puțin. Dar tu de unde știi de locul ăsta atunci? Tata lucrează aici. A, e doctor? Nu. Lucrează pe partea administrativă. A. Să știi că îmi par cunoscut. Sigur nu ne-am mai întâlnit. Ești des cu plov? Doar cu aia simpatici, pe aia aleg bine. Ilinca! Ilinca! Sebi? Ce faci aici? Știu că m-ai mințit, Ilinca, dar nu sunt supărat pe tine. Sebi, să nu fii trist pentru mine, da? Nu e așa de rău aici.
Bunii și tati mi-au zis că ești un pic bolnavă, că o să dureze până vii acasă, dar să știi că eu strâng bani pentru tine, nu-i așa, bunii? Da, Puiule, am strâns bani pentru tine. Serios? Și-am vândut mașinile. Oricum mă plictisisem de ele. Auzi, te doare rău ce-ți fac aici? Mai doare din când în când, destul de tare, dar asta înseamnă că mă fac bine, Sebi, și o să mă întorc acasă. Și eu, în plus, știi ce fac eu cu boala asta? Uite așa, o calc în picioare. Ilinca, chiar aștept să te întorci acasă. Eu o să strâng în continuare bani pentru tine. Nu trebuie să faci asta, trebuie să vă fac prezentările. Ok, bun, deci. El este clovnul Plim Plim. Iar el este fratele meu, Sebi. Faci bine, părul o să-ți crească la loc, o să vezi. Mult mai frumos chiar. Cred că sunt o proastă, că mă gândesc că am rămas fără păr. Ilinca, tu ești frumoasă oricum. Bunii? Mi-a venit o idee. Ieri mi-au rămas niște sclipici de la ziua de naștere a unei fete de pe aici și mă gândeam, vrei să mă ajut să-mi decorez capul? Să faci ce? Să dau capul cu sclipici. Adică, sclipici prin cap. Ai niște idei? Hai să vedem. Știu cine ești. Serios? Pe mine nu mă fraierești. Și cine sunt? Tu mi-ai cumpărat mașină de pompieri și ai venit și la noi acasă. O să-i spui Linkăi? Dacă mă plătești, îi zic. Să știi că banii nu sunt pentru mine, sunt pentru Ilinca. Așa că poți chiar să-mi dai mai mult decât ai dat pe mașină. Bine, ok, hai la vestiar, pentru că n-am banii la mine și ți-i dau acolo. Hai, hai. Macau. N-am. Și cu asta te-am pus-o din nou. M-ai umilit la cărți, nu m-ai bătut. Ei, îți iei tu revanșa săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare nu vin. De ce? Adică, nu. Cred că m-am obișnuit cu tine pe aici. Da, e, ai și tu viața ta, e normal. Tu nu ești ca noi. Am o aniversare în familie, de asta nu pot să vin. A, e familie numeroasă? Nu, vin mai mulți colegi de-al tatălui meu să-l sărbătorească. A, ce frumos. La voi nu e la fel? Nu. Noi nu prea sărbătorim, adică... De când a murit mama, nu prea mai avem chef de sărbători, petreceri. Bine, poate mai vin uneori câțiva prietenii mei sau de-a lui Sebi, dar asta anii trecuți. De când cu cancerul m-au uitat toți. Da, nu mă deranjează oricum. Probabil și-aș fi făcut același lucru. Tu n-ai fi făcut așa. De unde știi? Nici măcar nu mă cunoști. Și săptămânile astea în care am vorbit? Eu cred că te cunosc mai bine decât mulți alții. Și ce știi tu despre mine? Că ești o fată care luptă cu o putere de neimaginat, de care alții se tem. Nu mi-e frică de moarte. Pentru că oricum nu o să mor, nu curând. Și simțul umorului. Păi dacă plâng, la ce mă ajută? Și, oricum, un lucru bun mi-a adus boala asta, un prieten ca tine.